Bună ziua, doamnelor, domnilor! Suntem în direct, special B1 TV, sunt Eli Roman, este ora 13, mergem rapid în Piața Victoriei pentru că vedem recalcularea pensiilor, a produs nemulțumirea mai multor pensionari. Printre aceștia se numără și cei cu dizabilități care astăzi au protestat în capitale, ei reclamă faptul că după recalculare veniturile lor lunare vor scădea chiar și cu 80%. Ne aduce mai multe detalii. Colegul meu, Silviu Jugaru, este în direct din Piața Victoriei. Bună ziua, Silviu, te ascultăm! Bună ziua, Eli, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, aș vrea să citim acest mesaj pe care îl avem chiar aici lângă mine. Pensia nu este un privilegiu, este un drept. Mesaj pe care l-am putut vedea astăzi în fața Palatului Victoria cu ocazia protestului organizat de pensionarii cu dezabilități, despre care știm că odată cu recalcularea pensiilor au suferit mai multe scăderi drastice a pensiilor cu 50% sau chiar 80%. În schimb, doamnelor și domnilor, mai multe despre acest subiect ne va spune în momentele următoare organizator și președinte al Consiliului Național al Dezabilității din România, doamna Daniela Tonci. Doamna Daniela, vă mulțumim tare mult pentru prezența în jurnal. Haideți să vorbim puțin despre nemulțumirile care v-au adus astăzi în fața Palatului Victoria. Deși organizațiile persoanelor cu dizabilități au sesizat în ultimii 6 ani că utilizarea unei noi formule în legea pensiilor unitară, formulă unitară, nu va ține cont de stagiul redus de cotizare de care au contribuit pensionarii care au lucrat în condiții de handicap. Iată că astăzi noi am primit decizii ale pensiilor care sunt diminuate, așa cum spuneați, cu procente între 40 și 80%. Sunt eforturi supraomenești depuse de persoane cu dizabilități și de familiile acestora ca să învețe și ca să muncească, să meargă zi de zi la serviciu. Și din păcate, iată că ne confruntăm cu o lipsă de coerență din partea guvernanților în comunicare, pentru că acum 2 săptămâni, la întâlnirea cu premierul Ciolacu, domnia sa a afirmat că va elabora o lege distinctă ca să rezolve problema acestei grave inechități. Ulterior a ieșit în spațiu public și a spus că va discuta cu Comisia Europeană și va îndrepta această inechitate. Noi am dedus de aici că va fi modificată legea 360, așa cum am cerut, iar vineri am primit din partea Ministerului Muncii propuneri de modificare a legii 448/2006 privind protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, prin care ni se propune acordarea unui ajutor social în locul unui drept câștigat, unui drept de proprietate, cum este pensia. În documentul respectiv se menționează sintagma coeficient de solidaritate. Păi eu transmit guvernului că toate persoanele cu dizabilități în România au nevoie să primească acest coeficient de solidaritate pentru că trăiesc în sărăcie, iar noi, cei pensionați la limită de vârstă, nu cerem nimic în plus, ne cerem doar drepturile câștigate, ne cerem pensia și cerem modificarea legii 360 prin modificarea articolului 154 și articolului 88. Vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal, doamna Daniela Tonci, alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți așadar în continuare pe știrile B1, pentru că am vorbit cu oameni aici prezenți, veniți să protesteze împotriva acestor inechități din sistem. Am văzut inclusiv oameni care aveau o pensie de aproximativ 2600 de lei, iar după recalculare, ei bine, noua pensie a lor nu depășește pragul de aproximativ 850 de lei. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că noi vom discuta în continuare cu oamenii prezenți aici în fața guvernului să strige nemulțumirile legate de recalcularea pensiilor. Mulțumesc mult, Silviu, pentru această corespondență. Ne întoarcem în platou. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră. Alături de mine în platou, avocatul Constantin Durgheu. Vă mulțumesc. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, eu mulțumesc pentru invitația. Deputatul USR, Victor Ilie. Bună ziua, vă mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. În legătură telefonică directă cu noi, secretarul general adjunct al Guvernului din partea PSD, Adrian Țuțuianu. Bună ziua, domnule Țuțuianu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și Alexandru Muraru, deputat din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Muraru, de asemenea!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O situație de neconceput, domnule Țuțuianu, iată, sunt categorii de pensionari nemulțumiți care vin să strige durerea, în fond, durerea provocată de această mare recalculare care nu i-a ajutat deloc, cel puțin pe ei. Și am văzut și o altă categorie la fel de nemulțumiți. Nu au ieșit încă în stradă, așteaptă să discute cu premierul Ciolacu, am văzut încă de vineri discuții la Suceava cu minerii. Haideți să vedem ce putem face pentru aceste categorii de pensionari. În primul rând pentru cei cu dizabilități, cărora avem cazuri unde le-au fost identificate pensii recalculate mai mici cu până la 80%. În primul rând vreau să vă spun că există din partea guvernului deschidere pentru a clarifica aceste lucruri și a le corecta, așa cum de altfel primul ministru Marcel Ciolacu s-a pronunțat în întâlnirea pe care a avut-o cu organizațiile persoanelor cu dizabilități. În al doilea rând, este nevoie de o discuție cu Comisia Europeană dacă se modifică legea pensiilor, pentru că Programul Național de Redresare și Reziliență prevede că aceste reforme sunt irreversibile și ele nu pot fi corectate oricând și oricum de către guvern. Și în al treilea rând, propunerea venită de la Ministerul Muncii de modificare a legii 448/2006 reprezintă un subiect de analiză cu aceste organizații. După cum a spus interlocutoarea dumneavoastră, Ministerul Muncii a trimis aceste propuneri pentru discuții cu organizațiile persoanelor cu dizabilități. Eu cred că se va ajunge la o soluție care să vină să corecteze aspectele care creează dezavantaje unei categorii sociale care are argumente solide în ceea ce spune. Pe de altă parte, principiul pe care îl cunoașteți din legea pensiilor este că nicio pensie aflată în plată nu scade sub acest nivel. Este consacrat legal acest principiu, dincolo de ceea ce spunem noi în comunicarea publică, la articolul 144, aliniatul 6 din legea pensiilor. Bun, acum am văzut și un răspuns așa ironic din partea premierului Ciolacu vis-a-vis de proiectul Partidului Național Liberal de corectare a legii pensiilor. Spunea premierul Ciolacu, domnule Muraru, eu cu proiecte fantomas nu am de discutat. Reacția aceasta ironică a venit după ce am văzut anumite categorii profesionale, în speță, aici cred că a făcut referire foarte mult și la mineri, spunând așa, domnul premier, pensiile cresc de la 1 ianuarie cu coeficientul de inflație și cu majorarea salariului mediu pe economie. Ăsta a fost răspunsul pe care l-a dat, însă situațiile pe care le-am văzut a persoanelor cu dizabilități, a minerilor care, iată, le-au fost înghețate pensiile și se vor mulțumi doar cu o indexare cu coeficientul de inflație de la 1 ianuarie 2025, nu le este suficient. Doamnă, în primul rând vreau să vă spun că domnul Ciolacu sigur poate da ordine doar în PSD, nu poate da niciun fel de directive în Partidul Național Liberal, pentru că domnia sa a amenințat că nimeni nu mai schimbă nimic. Deci, depunerea proiectului de lege pentru repararea greșelilor colegilor noștri de coaliție din legea pensiilor, care practic a înghețat pensiile minerilor, siderurgiștilor, ceferiștilor, acelor cu grupe de muncă, persoanelor cu dizabilități, este și va fi promovat în Parlament. Deci aceste categorii de pensionari pe care noi îi considerăm nedreptățiți și abandonați de PSD nu pot aștepta nici 1 ianuarie, nici promisiuni fără temei pe care le face guvernul după discuții interminabile, vedem că s-a ajuns la proteste. Noi am votat majorările de pensii și contribuim la acest lucru pentru 82% dintre pensionari, dar nu putem să-i lăsăm în spate nici pe cei umiliți de acest tip de calcul, fără să aibă niciun gram de vină. Eu știu foarte bine ce înseamnă PNRR.
Noi cunoaștem cu toții ce înseamnă jaloane, care sunt obligațiile de acolo. Eu n-am auzit niciun oficial al Comisiei Europene care să vină să spună că nu se pot face corecții pe lege astfel încât aceste persoane să nu fie prejudiciate de actul normativ în vigoare. Mai mult decât atât, noi ne-am asumat acest lucru, Partidul Național Liberal, de a apăra inclusiv imaginea armatei române, indiferent cât se străduiesc unii să o denigreze și pe militarii care sunt în rezervă, doar pentru că, să spunem, președintele PNL Nicolae Ciucă este general în rezervă al armatei române și un respectat comandant. Deci, din punctul acesta de vedere, tot PNL a impus legea prin care creștem, știți foarte bine, plafonul de neimpozitare până la 3.000 de lei. Bun, asta am înțeles. Ce nu am înțeles foarte clar este ce se întâmplă după ce veți modifica această lege a pensiilor. Pentru că așa cum citesc din premierul Ciolacu, zice, am și anunțat în ședința de guvern că mă oblig că voi veni cu niște măsuri astfel încât de la 1 ianuarie, când va intra în aplicare, să remediem ce putem remedia în discuție normal și cu Comisia Europeană. Domnule Victor Ilie, spuneți-ne, modificăm în Parlament, vor modifica parlamentarii noștri această lege și după aia o trimitem sau notificăm Comisia Europeană, care ar putea să ne spună nu mai puteți modifica nimic, mi-ați trimis-o așa, așa rămâne. Da, una este reforma convenită cu prin PNR și cu Comisia Europeană și alta este să evităm aceste bâlbe, pentru că atunci când faci totul pe genunchi, așa cum a făcut guvernul Ciolacu, când numești tot felul de politruci în funcții cheie care ar trebui să prevină astfel de bâlbe, nu le poți evita și dai rateuri, cum este acesta, extrem de dureros pentru persoanele cu dizabilități. Și ajunge în situații de genul ăsta în care trebuie, tot tu ai dat o lege, ai trecut-o cu forța prin Parlament pentru că ai această majoritate foarte largă și apoi îți dai seama că trebuie să corectezi ceva. Pentru că o faci repede pe genunchi, pentru că nu ai oameni pregătiți, pentru că numirile în funcțiile cheie, atât din guvern și așa mai departe, se fac pe criterii altele decât profesionalismul. Legat mai departe de ce înseamnă prestanța prim-ministrului Ciolacu, care a promis acestor oameni că vine și îi ascultă și că le rezolvă problemele și iată că nu le-a rezolvat. Dânsul dovedește încă o dată că este omul vorbelor, nu al faptelor. Și asta este extrem de trist pentru candidatul la prezidențiale, probabil poziționat pe primele două locuri în toate sondajele. Cred că românii au nevoie și merită oameni care se pricep să facă, nu doar să vorbească cum face domnul Ciolacu. Și dacă virăm spre oameni care au dovedit în mediul privat că sunt competenți și au dovedit cum este Elena Lasconi la primăria din Câmpul Lung, unde a adus fonduri europene foarte, foarte multe pentru dezvoltarea societății, atunci cred că românii pot cere mai mult de la guvernanți. Până atunci, din păcate, nu văd cum ce facem cu acești pensionari, domnule avocat Durgheu? Spun reprezentanții caselor de pensii să vină la ghișee pentru a fi lămuriți, clarificați vis-a-vis de acest calcul, de această mare recalculare, înainte de a merge în instanță de a ataca această lege. Oare când s-a făcut această mare recalculare, nu știu, doamna Bucura Oprescu, domnul Baciu, n-a văzut înainte să trimită toate deciziile astea că, domne, ok, 3,8 milioane de pensionari vor primi o pensie mai mare după această recalculare, 800 de mii rămân cu pensiile înghețate, ne-au ieșit în calcul că, nu știu, 500 de mii sunt mai mici de fapt decât au încasat, decât au în plată. N-au anticipat un pic dinainte? La mineri, doamna ministru, nu o să dăm? Sau nu se știa aceste lucruri? Nu se știau aceste lucruri? Este evident că nu au anticipat. Sau că dacă ar fi anticipat, este evident că nu le-a păsat. Ideea următoare, eu vorbesc ca profesionist al dreptului, nu ca politician, că oricum nu sunt politician și nici nu mă interesează să intru în spectru politic. Ideea următoarea. Dreptul la pensie e un drept câștigat. După cum bine spunea și doamna aceea cu dizabilități din Piatra Victoriei, să vii să le oferi celor cu dizabilități un ajutor e cel puțin jignitor. Lăsând la parte că e și profund imoral, nu doar nelegal. Sunt multe probleme aici. Casa de pensii te cheamă la casa de pensii.
Termenul de contestare a deciziilor este 45 de zile. Dacă cumva vor fi pensionari, vor fi persoane care se vor lăsa amăgite de funcționarii caselor de pensii și termenul va trece de 45 de zile, acele decizii vor fi definitive chiar dacă ele sunt profund nelegale și destinatarul este nedreptății pe față. Două situații cât se poate declara. În primul rând, prin aceste decizii de recalculare, marea recalculare, au fost nedreptățiți foarte mulți oameni care au lucrat în grupele întâi și a doua de muncă, cărora pur și simplu nu li se recunosc acești ani, mulți ani de muncă și li s-au dat de zero. Și cu asta închei subiectul, persoane care anterior acestei mari calculări au obținut în instanță hotărâri definitive prin care li s-a recunoscut grupele de muncă, toți anii lucrați și implicit o pensie mai mare. Acele hotărâri sunt definitive, au autoritate de lucru judecat. Nu poți veni acum să diminueze acele cuantumuri ale pensiei, ceea ce ai noștri decidenți politici au făcut. De fapt, nu guvernul, ci parlamentul. Deci încă un lucru, adică domnul avocat spune din perspectiva lui și întâmplarea face că și profesia mea este tot de avocat. Dar nu poți să ceri acestor pensionari să se ducă toți, să-și plătească un avocat să conteste în instanță aceste decizii. Adică, da, asta este calea, dar să o faci la scară atât de largă. Asta ați înțeles dumneavoastră că am spus eu? Să vină toți la avocat? Asta înțelegi să le conteste singuri? Păi nu, dar stați un pic. Dar dacă casa de pensii nu poate să le rezolve aceste probleme... Distinse, domnule deputat, dacă vorbim împreună și ne înțelegem separat, cu televizorul mințim televizorul. Sau doar o parte dintre noi. Ideea următoare, eu nu am spus, îndreptați-vă la avocați, umpleți avocații de bani, trebuie să câștigăm și noi. Nu, eu am spus în următorul lucru. Dacă vor fi persoane care se vor lăsa amăgite de ceea ce susțin cei de la casa de pensii, și trece termenul de 45 de zile, deciziile le rămân definitive. Alternativa mai mult decât să meargă în instanță. Obligatoriu, că altă variantă nu au. Corect. Da. Altă variantă nu au. Și mai mult decât atât. Și credeți că se descurcă singuri în instanță. Dar nu au ce face. Și pe cheltuielile de judecată își vor recupera cheltuielile plătite cu avocatul. Una la mână, doi la mână. Decizia de pensionare este definitivă. Da? Cum vine, este definitivă dacă contestatorul nu contestă în 45 de zile. Corect. Lovită de nulitate relativă. Doar eu beneficiarul pot contesta, nu și tu emitent. Cum vine statul să-și învoce propria culpă? În ce țară trăim? Nu o face asta. Ba nu, asta e, vorbim de principii de drept. Dacă tot spuneți că sunteți avocat, de principii de drept. Poate statul să-și învoce propria culpă. Noi vedem că poate. Este în regulă să o facă. Nu. Și iată cum o lege care ar fi trebuit să facă mai mult bine, da? Pentru că vorbim totuși de 3,8 milioane de pensionari care au primit la marea recalculare sume de la între 1.500 de lei până spre chiar 2.000-3.000 de lei la pensie, să fie nemulțumiți. Această lege, domnule Suțuianu, să se întoarcă împotriva dumneavoastră, a celor care, iată, ați pus-o în aplicare, ați vrut să o avem acum aplicată de la 1 septembrie, ați discutat despre ea încă de anul trecut, dar nu ați urmărit toți pașii. Ceva v-a scăpat și uite că avem aici categorii de persoane care sunt vulnerabile și care au rămas pe din afară. Și ce le spunem? Acum avem inundații. Domnul premier e cu ședința de guvern de urgență pentru a trimite ajutoare sinistraților din județul Galați. Îi punem în stand-by. Oamenii ăștia astăzi au fost în Piața Victoriei încercând să vorbească cu cineva de la guvern. Au plecat acum. N-au fost mulți, că săracii cu dizabilitățile nu pot sta în Piața Victoriei până când se va uita cineva de la autorități, de la guvern și la ei. Deci, doamnă, în primul rând că premierul, dacă este astăzi la o ședință de guvern la ora 15, cred că este absolut necesar. Situația este gravă și în Galați. Absolut, absolut. Spun că este nevoie de intervenție promptă. Guvernul trebuie să dea răspuns rapid și să deblocheze sumele de bani necesare pentru a interveni în sprijinul populației și pentru a reface infrastructura. Deci nu cred că trebuie să amestecăm cele două chestiuni. A doilea lucru care vreau să vi spun. Această lege vine și rezolvă problemele la 3,8 milioane de pensionari. Mi se pare jenant din partea celor de la USR să vină să spună astăzi despre pensii în condițiile în care în anii 2020-2021, când erau la guvernare, nu s-a făcut nicio majorare de pensie. Și al treilea lucru, din cei 800.000 de oameni care au anumite probleme, doar 4,4% nu vor beneficia anul viitor de creșterea pensiilor, 4,4%.
de ceilalți vor primi o majorare de pensii de la 1 ianuarie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să corectăm acele lucruri care sunt greșite sau care n-au fost corect reglementate de legiuitor. Iar eu n-am spus că nu trebuie discutat cu Comisia Europeană, ci am spus că trebuie discutat, pentru că orice corecție trebuie să e notificată jalonul respectiv, în așa fel încât România să nu piardă bani din cererile de plată din Programul Național de Redresare și Reziliență. Bun, mergem mai departe, pentru că am văzut un sfârșit de săptămână cu un Consiliul Național al Partidului Național Liberal, cu Nicolae Ciucă votat în unanimitate, ales în unanimitate, pentru a fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Cu această ocazie am văzut președintele Partidului Național Liberal și a prezentat în fața colegilor o parte din planul său de după alegeri. Sunt onorat pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o astăzi și sunt convins că acest vot de încredere reprezintă un angajament al dumneavoastră alături de mine să izbutim, să ducem mai departe tradiția și blazonul Partidului Național Liberal. Iar eu, ca viitor președinte al României, voi promova energic valoarea muncii, urmărind prosperitatea reală și libertatea în toate formele ei. Îmi doresc o economie vie și dinamică în care să conteze ideile și munca. Vreau să continuăm să susținem antreprenorii, să reducem birocrația și să atragem investiții care creează locuri de muncă. Îmi doresc ca satul românesc, așa cum spuneam, să prospere. Trebuie să credem în clasa de mijloc din mediul rural și să venim cu politici concrete care să o dezvolte și să o consolideze. Așadar, atmosfera de bucurie politică ieri la Partidul Național Liberal, acolo unde liberalii, am văzut, l-au lansat oficial pe Nicolae Ciucă în cursa pentru Cotroceni, a contrastat, e drept, cu ceea ce se producea în țară, dramele produse de inundații. L-am văzut însă și pe Nicolae Ciucă prezent, umăr la umăr, să spun așa, într-o tabără de sinistrați alături de colegul de guvernare, premierul Marcel Ciolacu. A întârziat la acest Consiliu Național, unde a continuat să fie aruncate așa săgeți, să nu spunem altfel, dar mai corect ar fi să spunem că Partidul Național Liberal ieri și-a luat revanșa după atacurile virulente făcute la Congresul PSD. Ne amintim, liberalii au avut atacuri fără precedent la adresa partenerilor de coaliție, chiar și președintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a desemnat pe socialdemocrați ca fiind urmașii comuniștilor și și-a exprimat dorința la o guvernare de dreapta după alegeri. Multe partide au apărut, au dispărut în anii democrației postcomuniste, unele ajungând chiar să fie sus în preferințele românilor la un moment dat. Dar reperele politice constante pe scena noastră politică au rămas mereu două. Urmașii Partidului Comunist și noi, național-liberalii. Astăzi suntem singurul partid politic nemăcinat de populism, de egoism sau de fățărnicie. De minciuni. De asemenea, nu suntem pătați de minciuni sau propagandă deșanțată. Suntem puternici oricât de jos n-ar vrea unii sau alții să fim. Și e momentul să arătăm tuturor această forță a Partidului Național Liberal. Și merg către domnul Țuțuianu. A vorbit președintele Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, de urmașii comuniștilor, făcând vădită referire către socialdemocrați, domnule Țuțuianu? Da, este o abordare politicianistă. Domnul Ciucă încearcă probabil să capaciteze alături de Partidul Național Liberal pe unii care au această marotă lipsită de orice substanță. Eu mă întreb, de exemplu, cât de liberal este domnul Ciucă, pentru că toată viața a fost un funcționar.
a statului român până în una alta și mulți dintre liderii Partidului Național Liberal n-au nicio treabă cu proprietatea și cu libera inițiativă. Ca urmare, eu cred că domnul Ciucă greșește grav prin modul acesta de abordare și nu face altceva decât să arate că nu poți să ai încredere în Partidul Național Liberal și în liderii săi. Cum rămâne cu guvernarea de dreapta, domnule Victor Ilie, de care vorbea domnul Ciucă? Păi, guvernarea de dreapta, dacă îmi dați voie să intervin stați un minut... puțin! Vă dau cuvântul. Stați să vedem ce spun aici cei de pe dreapta aici, USR-ul. Da, cred că oamenii nu au crezut că acele panouri despre lansarea cărții domnului Ciucă sunt despre carte și au știut că este despre politică. La fel, eu cred că oamenii în primul și în primul rând nu mai cred cearta asta de fațadă între PNL și PSD. Ei se ceartă acum că vin alegerile, dar de 3 ani guvernează România și își împart funcțiile și banii. Acum, înțepăturile astea din partea PSD-ului, aș vrea și eu să-l întreb pe domnul Țuțuianu dacă porbagajul domnului Buzatu e ceva liberal sau întreprinzător privat, ce e acolo. Adică, haideți să fim serioși. Dacă ne uităm spre PNL-ul de acum, vedem că el este în mare parte subjugat PSD-ului. Și dacă pe drepturi și libertăți putem să spunem că PNL-ul este de dreapta, la nivel de implicarea statului în economie, PNL-ul este puternic virat spre stânga. Și și pot să dau exemplul clasic sau exemplul clar care a dus la scoaterea noastră de la guvernare, și anume programul Angel Salini, care înseamnă un program masiv de implicarea statului în economie, deseori fără criterii, deci doar de vărsat bani în economie, fără criterii corecte și fără aplicarea către investiții corecte. De asta am fost scoși de la guvernare în 2021 și asta arată că imediat PNL-ul s-a luat în brațe cu PSD-ul. Ia auziți, domnule Muraru, e doar așa o ceartă de fațadă, până una alta candidat separat. Sunteți împreună la guvernare, dar la aceste alegeri sunteți pe drumuri separate. Deci atacurile nu sunt de fațadă. Aș vrea să vă spun în primul rând că sigur că se vede că deranjează faptul că acest Consiliu Național a dat un vot în unanimitate pentru președintele PNL la alegerile prezidențiale și a încheiat practic toată zvonistica aruncată în spațiu public, mai ales de adversarii noștri, și întreaga atmosferă de ieri a arătat un Partid Național Liberal unit și mobilizat în jurul acestei candidaturi și a proiectului PNL pentru România. Acum, legat de ceea ce spunea domnul Țuțuianu, vă spun că nu poți să jignești în felul ăsta toți militarii români sau toți cei care lucrează în instituții de ordine și siguranță publică sau care au făcut o carieră toată viața spunând că ei nu sunt liberali ca că au lucrat toată viața la stat. Valorile. Eu am făcut referire la domnul Ciucă, domnul Muraru, nu la altcineva. Viziunea liberală nu ține în primul rând de locul de muncă. Există oameni în universități, în teatre, în zona culturală, care sunt liberali prin gândire, prin profesie și totuși lucrează în domeniul public. Apoi, legat de această chestiune de dreapta, bineînțeles că Partidul Național Liberal este singurul care poate să vorbească despre această coalizare a forțelor de dreapta. PNL e cel care a ținut definitiv în acești ani din urmă, pentru că este de 5 ani la guvernare, tot ce înseamnă pilon euroatlantic al României și această direcție. A fost cel care s-a bătut pentru ca această cotă unică să rămână și știți foarte bine că avem proiect de lege pentru ca această cotă să nu poată fi schimbată în următorii 10 ani, în următorul deceniu. De asemenea, s-a bătut pentru ca pilonul 2 de pensii să nu fie naționalizat așa cum doreau colegii noștri de la PSD. Deci sunt măsuri liberale. Și a crescut taxele. Ați uitat să ziceți că a crescut taxele de 2 ori. Îmi cer scuze, nu v-am întrebat. Nu poți să spui despre programul național de investiții Angel Salini că este o intervenție a statului în economie, pentru că din Statele Unite până în Europa toate
țările civilizate au programe de investiții la nivelul autorităților locale și este un program care lucrează doar cu antreprenori privați. Deci statul vine și investește în comunitățile locale, pe asfalt, pe apă, pe canalizare, dar contractele sunt câștigate de către companii private. Asta înseamnă că statul mișcă economia, mută banii în economie și ajută companiile private. Suntem totuși la o sumă de investiții record pentru această țară, de peste 7% din produsul intern brut, ca să nu mai vorbesc de programele celelalte de investiții cu finanțare nerambursabilă, fie că vorbim de PNRR sau de port. Ori, totuși, dacă un partid cum este USR se revendică a fi de dreapta, să spui despre un program național de investiții că este intervenția statului în economie, când, repet, toate contractele de acolo sunt câștigate de către companii private, prin competiții deschise, respectându-se procedurile legale, înseamnă că chiar nu ești un partid de dreapta și nu vrei să vezi țara asta plină de investiții. Vă rog, domnule Ilie. O să explic foarte scurt să înțeleagă toată lumea. PNL a crescut taxele, întâi când era domnul Ciucă premier, apoi alături de domnul Ciolacu, 2 ani consecutivi, luând bani de la privați și trecându-i prin birocrația de stat ca apoi să-i dea mai departe. Fie că sunt în pensii, fie că sunt în investiții. Dar ce înseamnă cu adevărat să fii de dreapta este să lași banii oamenilor pentru că ei știu cel mai bine cum să investească. Statul are aceste mici scăpări, cum am văzut și am zis mai devreme de portbagajul domnului Buzatu. Ăla este foarte edificator pentru ce se întâmplă când statul vine și ia mai multe taxe de la cetățeni și apoi le filtrează înapoi pe diverse criterii. Bun, cred că a sughițat destul de mult ieri domnul Ciolacu, văzând atacurile lansate dinspre Consiliul Național a liderilor liberali. Candidatul PSD are de dus... Nu, vreau celălalt material, vă rog să ne întoarcem. Nu, îl vreau pe acela. Atacul venit din partea domnului Lucian Bode. Candidatul PSD are de dus o bătălie cu fostul președinte PSD, acum independent, și cu fostul lor copii de mingii pe stadioane, acum extremist. Pe spațiul stângii, așadar, este aglomerație mare. Candidatul PSD are de dus o bătălie cu fostul președinte PSD, acum independent, și cu fostul lor copil de mingi pe stadioane, acum extremist. Pe spațiul stângii, așadar, e o aglomerație mare. E prima dată în istorie când pe electoratul lor se bat mai mulți pesediști, unul mai roșu ca celălalt. Pe spațiul de dreapta e doar Nicolae Ciucă și cam atât. Mai e o doamnă nou venită. Dar ea nu știe încă în ce barcă se află. Adversarii noștri sunt foarte agitați și asta denotă un singur lucru, disperare. La PSD se fac planuri pentru preluarea președinției partidului, pentru că știu că președinția României nu o vor câștiga niciodată. La USR există aceeași logică. Așadar, disperare mare la adversari, domnule Țuțuianu. Da, am să... Acolo sunteți adversari, nu? Acolo sunteți în coaliția de guvernare, doar la alegeri veți fi adversari. Disperarea mare este la Partidul Național Liberal. Sondajele care s-au făcut ne arată că domnul Ciucă se bate cu domnul Joană, cu doamna Lasconi sau cu Simion și nu Marcel Ciolacu. Domnul Ciucă pentru intrarea în turul 2 al acestor alegeri. Asta ar fi un prim comentariu. Al doilea comentariu. Declarațiile domnului Bode vin să sublinieze că o coaliție de dreapta ar fi un dezastru pentru România. Au mai fost într-o coaliție PNL cu USR. Declarațiile pe care le avem astăzi ne arată că nu se vor înțelege niciodată și asta în detrimentul oamenilor din România, nu în detrimentul propriilor interese. Și a treia chestiune, vis-a-vis de susținerile legate de programul Angel Salini, văd că la USR continuă modul ăsta duplicitar de a analiza lucrurile, pentru că doamna Lasconi de câteva ori s-a lăudat cu banii aduși prin programul național Angel Salini. Prin fonduri europene, estimate domn. Prin fonduri, da? Europene. Nu, s-a lăudat și cu astea, s-a lăudat și cu fondurile europene, mai puțin nu a explicat
ce este cu frauda aceea de vreo 500 de mii de euro de la primăria Câmpulu Mușcel. Asta rămâne privată, să clarifice instituțiile statului, dar sunteți evident duplicitari în modul în care analizați această chestiune. Și o ultimă, un ultim aspect legat de declarațiile de la Partidul Național Liberal. Am văzut acum vreo două săptămâni că dacă domnul Ciolacu a candidat și n-a avut un contracandidat la, la președinția partidului, era nedemocratic. Înțeleg că la PNL, dacă domnul Ciucă a fost singura opțiune pentru președinția României, este democratic. Ce ne arată această chestiune? Că cei din Partidul Național Liberal sunt acum într-o ofensivă prin care încearcă să, să coalizeze pe cei cu vederi de dreapta. Rămâne să vedem în ce măsură va reuși un asemenea demers și în ce măsură domnul Ciucă va putea să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale din acest an. Domnule Muraru, scurt înainte de pauza publicitară, e drept, în toate scenariile și ne uităm și la aceste sondaje apărute în spațiul public, atenție, în spațiul public, poate aveți și alte, cu siguranță aveți și alte sondaje pentru uz intern. Domnul Ciucă cred că intră doar într-un singur scenariu în turul al doilea, în toate cele patru scenarii vehiculate, este prezent peste tot în turul al doilea domnul Ciolacu. Nu e adevărat, doamnă. N-aș vrea să mă refer foarte mult la, la scenarii și la sondajele de opinie, dar eu am văzut cel puțin trei sondaje în care domnul Ciucă este în turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu Marcel Ciolacu. Deci aceasta este o chestiune, și să vă mai dau un exemplu punctual legat de aceste sondaje. Unul dintre sondaje este făcut de către domnul Palada, cu Casa Domniei de Sondare, care, da? Sociopol, care este, se știe asta în mediul public și politic românesc, este consilierul, este strategul domnului George Simeon și ne-l arată pe George Simeon în turul al doilea cu candidatul PSD. Deci, să știți că asta este o chestiune extrem de relativă și s-a văzut că această pondere a partidelor și alianțelor în sondaje pentru alegerile europarlamentare și care a fost în final rezultatul după alegeri. Aș vrea să vă mai spun un lucru legat de atacurile, sau mai bine spus, aprecierile colegilor mei din PNL care au luat cuvântul la adresa PSD. Nu s-au comparat ca amplitudine și ca agresivitate cu ceea ce s-a întâmplat la congresul PSD de desemnarea candidatului dumnealor la prezidențiale de acum câteva săptămâni, când 90% dintre discursurile acestor doamne și domni s-au axat pe atacarea Partidului Național Liberal. Deci, din acest punct de vedere, vă spun că nu pot fi comparate lucrurile. Ceea ce s-a spus acolo este cu totul adevărat. Știm foarte bine că există aceste planuri în PSD de preluarea partidului după ce Marcel Ciolacu va pierde alegerile prezidențiale și, de asemenea, există și variante pe care PSD le dorește și la care lucrează, cum ar fi mutarea unor voturi, cum s-a întâmplat în cazul DMR la pentru alegerile europarlamentare, dinspre organizațiile PSD către AUR pentru a duce candidatul AUR în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Luăm o scurtă pauză publicitară, schimbăm registrul. Asta este o prostie, domnul Muraru. Vă dau cuvântul după pauza publicitară. După pauza publicitară vom discuta și despre ceea ce astăzi în Alta Curte de Casație și Justiție este așteptată să decidă dacă trebuie sau nu implementate limite în ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive la volan, similar oarecum, da, cu modelul deja existent în cazul consumului de alcool. Am revenit în direct. Suntem atenți la ceea ce se întâmplă astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție. Două spețe interesante. Prima dintre ele, Instanța Supremă analizează dacă vor fi introduse limite pentru consumul de substanțe la volan. Care este această miză a deciziei în altei curți, domnule avocat Durgheu, la ce ne putem gândi? Facem această similitudine cu modelul deja existent în cazul consumului de alcool? Putem merge la volan sub influența drogurilor, adică sunt mai puțin drogat? Nu.
Sau cum, ca să fiu bineînțeles, știind că timpul rămas este foarte scurt. Din start personal, solicit toleranță zero în cazul persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, sub influența. După cum am discutat și cu domnul deputat înainte de începerea emisiunii și dânsul a sesizat corect, sub influența înseamnă altceva. Ceea ce doresc acum procurorii este, demersul de la înaltă curte este corect. Din punctul meu de vedere, da, trebuie admis și completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept trebuie să se pronunțe favorabil. De ce? Pentru că știți foarte bine și la dumneavoastră în emisiune, nu odată reprezentantul poliției a intrat și a spus 32% s-au dovedit a fi eronate drug testele. Asta înseamnă că dacă nu s-ar da și ce se dorește? Drug testul spune că ești drogat, gata, nu mai pierdem vremea cu expertizele medico-legale care pot dura ani de zile și pot îngreuna procesele, poftim. Orice diabetic, orice persoană bolnavă de diabet, oricând va fi testată, fără vreo eroare din partea drug test, va fi, fără vreo eroare, va ieși că este drogată în condițiile în care iese așa din cauza bolii, a tratamentului, nici de cum a drogului. Nu poți să spui că toate persoanele care sunt depistate de drug test automat sunt drogate și să nu le dai dreptul ca în cadrul unui proces corect și echitabil să-și dovedească nevinovăția. Și mai mult decât atât, e una să, și sub nicio formă nu încurajez zero toleranță la consum și trafic de droguri și toate cele, dar dacă un nefericit a fumat o țigară acum 5 zile și în momentul în care este prins după 4-5 zile de către organul de poliție și iese acel drog, iarbă, cannabis, Dumnezeu știe ce o fi consumat. Nu poți să spui că este sub influența. Da, a consumat acum 5 zile, dar la momentul la care a fost identificat de organele de poliție, sub nicio formă nu se afla sub influența drogurilor. Bun, este o controversă acestei sintagme sub influența drogurilor. Domnule Victor Ilie, autoritățile susțin că introducerea limitelor este inoportună. Cum vedeți dumneavoastră? Am văzut ministrul Justiției, doamna Alina Gorghiu, citez, spunea, un om la volan care a consumat substanțe este un pericol, toleranță zero. Legiuitorul asta a vrut să transmită prin textul de lege prin care a incriminat conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Discuția este de momentul în care s-au consumat, pentru că aceste substanțe psihoactive lasă urme în organism la multe zile după consumul lor. Și de aici a plecat sesizarea în alte curți, de la instanță locală, pentru că asta era situația, au fost găsiți niște nu cunosc termenii exacte, niște reziduri ale substanței. Metabolit inactiv al cocainei, din citez. Nu sunt medic, nu înțeleg aceste lucruri, dar din start cuvântul inactiv ne spune că omul acela poate nu era sub influență. Și atunci aici este discuția. Chem la răspundere penală un om care nu era sub influență și, atenție, din păcate, și aici o să fac o scurtă paralelă cu felul în care este aplicată legea în România, cu privire la consumul de alcool la volan. La consumul de alcool avem pragul de la care avem infracțiune. Discuția nu comportă așa mare relevanță în cazul drogurilor, pentru că orice consum de droguri este infracțiune. Adică ea este infracțiune de sine stătătoare. Nu contează că ai condus sau n-ai condus, ea este infracțiune. Dacă ne uităm la alcool, ne zice este contravenție dacă ești sub influența alcoolului. Dar acolo nu se face vreun test de sobrietate sau așa mai departe. Ai în sânge orice rămășiță, sănătate, drum bun, ești sub influență. Aici cred că rămâne de lucrat. Noi avem un proiect de lege legat de chestiunea cu alcoolul, unde zicem că ar trebui să fie introdus acest test de sobrietate, pentru că acela este lucru care contează. Ești sau nu apt să conduci o mașină la momentul respectiv și nu orice rămășiță. Domnule Țuțuianu, ultimele minute către dumneavoastră sunt. Da, eu cred că toleranța față de consumul de droguri trebuie să fie zero, cum trebuie să fie și față de consumul de alcool și față de traficul de droguri. Cu sau fără praguri? Fără praguri. Eu cred că nu avem prea multe situații în care s-a văzut unde ne duce consumul de droguri. Domnul deputat, cu tot respectul, atât vreau să vă întreb, o persoană bolnavă de diabet poate conduce? Da, este cu totul altceva. Eu n-am spus că nu. Dar este drogat. La test este drogat. Și dacă nu se admite de înalta curte, nu se mai poate face nici măcar expertiza să se vadă că n-a fost drogat. Nu asta am spus eu. Eu am spus altceva. Am spus că trebuie să existe toleranță zero. Evident că dacă o expertiză într-o cauză
poate să ne ducă la alte concluzii, trebuie să acceptăm că e necesară, utilă, e pertinentă în cauză. Corect. Sunt lucruri diferite. Mulțumesc tare mult pentru prezență, comentarii. Domnilor, doamnelor, scurtă pauză, ne reîntoarcem la ora 14. Românii se simt cel mai mult discriminați din cauza vârstei, a venitului, ocupației și genului. Vom discuta pe larg despre acest studiu dat publicității de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.